venit la podcastul Casă pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! Salutare! Episodul de azi e pentru femei și fete curajoase, e despre programul spiritual Magnify 90. Magnify e corespondentul pentru femei al programului Exodus 90 și dacă ai ascultat deja episodul 6 despre Exodus, vei ști în mare despre ce e vorba. Dacă nu ai ascultat, sper să mergi înapoi pentru că merită și e o completare foarte bună. Sunt extrem de recunoscătoare să am alături la podcast azi două prietene dragi, Ana Maria Roșu și Laura Nemes, care m-au inspirat de-a lungul timpului în creșterea mea spirituală. Pentru mine sunt două femei puternice și le admir cum sunt mereu în creștere, pe drumul credinței și în special azi pentru felul în care și-au deschis sufletul, povestind cu bune și cu rele cum au trăit programul acesta spiritual de 90 de zile și cum le-a schimbat viața. E de fapt un episod în care și eu împărtășesc din experiența mea. Am făcut împreună cu Ana și Laura parcursul Magnify anul trecut în 2021 de două ori, ca pregătire pentru Paști și ca pregătire pentru Crăciun și trebuie să recunosc că e un episod mai personal și pentru mine și îmi e tare, tare dragă tema de azi. Mă bucur și că episodul e disponibil chiar înainte de postul mare și sper tare mult să te inspire. Poate o să duci postul acesta la un alt nivel. Înainte de a începe, vreau să mai zic un cuvânt de mulțumire tuturor celor care mă susțineți pe Patreon. Urmează niște surprize foarte frumoase în luna martie la podcast și niște episoade super interesante. Poate mai altfel, nu stric surpriza, o să vezi. Dar am vrut doar să menționez că susținerea chiar contează și mulțumesc încă o dată. Urmează episodul! În primul rând, aș vrea să le cunoașteți pe Ana și pe Laura și o să le las pe ele să zică câteva cuvinte despre ele. Bun găsit! Eu sunt Ana Maria Roșu, sunt soția lui Cristi Roșu și împreună avem 4 copii. De 5 ani am renunțat la munca în asistență socială și am început homeschooling cu copiii noștri și de atunci asta e meseria mea principală. Sunt și catehetă în parohia din Someșeni, unde fac cateheza bunului păstor în metoda Montessori și mi-e foarte dragă sufletului meu. De anul trecut sunt și life coach și ofer ședințe de consiliere de tipul life coachingului și asta mi-aduce multă împlinire să pot să fiu alături de oameni în devenirea lor cea mai bună versiune din viața lor. Eu sunt Laura Nemes, am 4 copii, 2 mai mari de 17 și 16 ani și 2 mai mici de 8 și 4 ani. Sunt absolventă de teologie greco-catolică și română. Nu profesez în acest domeniu, dar lucrez totuși în învățământ. Așa, sunteți o inspirație pentru mine și ce întâmplare că amândouă sunteți mame de 4 copii. Acum, chiar mă gândeam să zicem cum ne-am cunoscut noi sau cum ne-am întâlnit, așa poate fi interesant și pentru cel care ascultă. Eu prima dată o să zic despre Ana, pe Ana o știu de mai mult timp, pentru că ea și Cristi au fost întrucătorii grupului Tandem, când eu și Marcel am început prima dată Tandem în Someșeni și acolo ne-am întâlnit și noi nu aveam copii, eram proaspăt căsătoriți, așa de multe lucruri am avut de învățat din experiența cu copiii și așa de frumos a fost și pe parcursul timpului chiar am ținut aproape. Ana cumva m-a introdus și în parcursul Magnify, o să lasă zică despre asta și zice și voi cum v-ați cunoscut, dar o să zic și cu Laura. Pe Laura o știu mai recent și cred că ne-am apropiat și mai mult în parcursul Magnify când am făcut împreună anul trecut două ture intense și așa o apropiere spirituală și așa o recunoștință să o întâlnesc și să o descoper pe Laura și la grupul de mame, înainte și după aia la Magnify. Eu nu am un moment precis în care să știu, de atunci o știu pe Ana, o știu, cred că, din totdeauna. A apărut pur și simplu în viața mea și pe tine, da, te știu de la grupul de mame, știu și exact ziua. Da, eram în
aveam întâlnirea afară, în parcul dinozorilor, da, și atunci ai venit prima dată, da? Clar, grupul de mame e momentul nostru în care ne cunoaștem mai bine și ne descoperim cumva și cred că de acolo primim și multă inspirație. Da, 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 da. Și uite că putem să zicem foarte pe scurt de acest grup, pentru mine de multe ori în minte ce mare binecuvântare și susținere în viață să ai un grup de alte mame care, nu neapărat mame, că sunt și soții care nu sunt mame, deci soții și mame care se confruntă deja cu greutății, deci vin odată cu căsătoria și stai tot meritul Cristinei Sechelea, care poate tu știi că eu n-am fost de la început, cred că ea a început odată cu studiul cărții Regula Mamei de Viață, așa e? Am început înainte cu alte cărți. Da? Da. Deci practic un grup unde se citește o carte. Da, da. Se dezbate o dată pe lună ce am citit în carte și așa creștem împreună. Eu totdeauna se lege o carte catolică. S-a scris de cineva catolic. E mai mult decât un grup în care se citește o carte, adică pentru familia mea o e o referință. Eu dau exemplu de ce am, ce știu de acolo, cum trebuie făcut, pentru că deja lumea a mai trecut prin experiența noastră. La mine toată lumea știe de grupul mamelor. Și la noi la fel. Da, da, da. Și cred că și noi avem nevoie cumva și să ventilăm undeva și în momentul în care ne dăm seama, a, păi stai că fiecare a mai trecut prin experiența asta și nu știu, eu, cel puțin de atâtea ori ies de acolo așa de încărcată și optimistă, că se poate, că mergem înainte și că e foarte bine. Din cauza că parcursul ăsta e spiritual, mai gândeai, mă gândeam să ziceți așa foarte pe scurt ceva despre credința voastră, cum ați ajuns în punctul ăsta în care v-ați apucat de un parcurs spiritual atât de greu cum e Magnify 90. Da, eu m-am apucat pentru că am intrat într-o criză personală dată de o moarte a unui fost îndrumător spiritual de-al meu și atunci cumva așa au fost mai mult decât o jale, au fost chiar și, să zic așa, o trezire la realitate. Trebuie să fac ceva, trebuie să cresc, nu-mi place unde sunt. Și, nu știu, nu aveam o idee despre ceea ce aș vrea să fac, dar aveam așa o pornire ca și cum să mă duc într-o cruciadă, să fac ceva. Și mi-am dat seama că nu mă pot duce într-o cruciadă cu 4 copii, după mine și atunci m-am pus în rugăciune și cumva vreau să fac ceva ce pot să fac și așa a fost inițiativa Anei ca și o oază într-un deșert, adică când a venit ea și a zis, uite, am aflat despre un program, uai, nici nu am întrebat că ce program, pur și simplu, da, vreau. Da, eu am auzit prima dată de Exodus într-o discuție la reculegerea echipelor Maicii Sfinte, în care Mircea Fernea și cu Marius Maier povesteau cum ei au început un parcurs pentru bărbați cu mai multe provocări. Și de atunci, cred că de când am auzit cuvântul provocări, asta pentru mine mi s-au aprins toate beculețele și am zis și eu vreau, și eu vreau. Ei, la scurt timp, Cristi, soțul meu, a intrat și el în Exodus. Și în câteva luni de zile, Cristi era efectiv transformat. Era foarte amabil, disponibil, așa foarte focusat. Și am devenit foarte invidioasă pe parcursul pe care băieții îl fac și am zis și eu vreau neapărat ca minunea asta să se întâmple în viața mea, să văd și eu roadele astea. Așa că am căutat pe Google să văd dacă există vreun program asemănător pentru femei și am găsit două, Fiat 90 și Magnify 90. Și repede le-am scris pe grupul de mame fetelor că știți, am găsit un program, mai vrea cineva, mai sunt doritoare. Și pe urmă împreună am ales să facem Magnify pentru că avea și unele meditații pentru fiecare zi, cumva toate cuprinse într-o carte. În momentul în care am propus chestia asta, nu mă așteptam să fie niciun ecou, adică am zis așa cumva foarte, fără să mă gândesc prea mult înainte. Și când am văzut că și eu vreau, și eu vreau, și eu vreau, am zis wow, deci asta chiar e o nevoie a noastră, a femeilor, de a fi împreună, de a trece printr-o provocare cumva. Și eu eram soție de Exodus și eu îmi doream foarte mult, dar m-a regăsit în tot ce a zis și mai ales ce a zis Laura, că vreau să facă ceva orice și când a zis Ana
că hai să facem programul, a zis da. Așa mi s-a părut că am fost și eu când ai propus, am zis da și pe urmă când am început mi-am dat seama despre ce vorba în program față de bărbați, unde am văzut că și când am povestit în discuția cu Mircea, i-au analizat dacă pot face, dacă se vadă exact în ce se bagă înainte de a zice da. Pentru mine, invers, am zis da, clar, și după aia am analizat, ce-i vorba în programul ăsta? Și chiar hai să ziceți despre ce-i vorba în Magnify, ce înseamnă de fapt? Păi sunt mai multe ascezi, așa. Este rugăciunea zilnică, practic, care cuprinde meditația din carte, pe care o citim în fiecare zi. E un program spiritual de 90 de zile. Deci e un program, nu? În care intri să ți-l asumi că nu-l face cineva la nivel mondial, poate aici e diferit decât exact, dus și o carte. Exact. În care ți se propun niște ascese. Da, practic sunt niște mortificări interioare care cumva îți permit pe urmă în exterior să-L mărești pe Dumnezeu, că asta înseamnă de fapt Magnify, să încerc să-L măresc pe Dumnezeu în viața mea și cumva să-L prefer pe Iisus mai presus de orice altceva. Programul ăsta are mai multe puncte de și asceze și puncte de rugăciune. Și atunci rugăciunea zilnică, practic citim meditația din carte, e rugăciunea magnificat în fiecare zi și litania umilinței alternată cu litania încrederii. Deci într-o zi litania umilinței, într-o zi litania încrederii și rozariu zilnic. Asta e ca parte de rugăciune. Pe urmă sunt sacramentele, spovada lunară, liturgia zilnică pe cât posibil sau cât mai frecventă în timpul săptămânii și o adorație o dată pe săptămână. Dacă nu poți să mergi la adorație exact atunci când ea e organizată, atunci poți să ai un moment în fața tabernacolului, înainte sau după liturghie. O provocare pentru majoritatea dintre noi a fost mâncarea. Și asceza era fără alcool, fără dulciuri, fără gustări între mese. Asta chiar a fost o provocare. Vinerea fără carne și două mese mai mici. O altă provocare a programului e să nu ne cântărim în această perioadă, pentru ca să nu vedem ca un beneficiu că slăbim. El trebuie să rămână spiritual. Ca și cum facem pentru noi, ca da, și da. Cum e o dietă. Da, și eu prima dată nici măcar nu am băgat-o în seamă. Deci, dar la al doilea Magnify, când a început să-mi iau o dietă și chiar vreau să văd dacă dă roade pe lângă astea, wow, ce fain să nu pun accentul pe dietă, ci accentul acum e pe parcursul spiritual și creșterea în relație cu Dumnezeu. Și mai sunt câteva, nu? Propune, deci a zis partea de rugăciune, sacramente, mâncare și... Mai e și partea de social media în care încercăm să nu ne uităm la filme, la alte videouri, ci doar muzică sau podcasturi care ne înalță spiritual. Și atunci tăiem toate legăturile cu rețelele de socializare și încercăm să ne focusăm pe creșterea spirituală. Chiar dacă scopul e să ne retragem din rețelele astea de socializare care, de fapt, propovădesc o falsă conectare, încercăm să înlocuim asta cu conectarea reală, personală, față către față. Și atunci trebuie să identificăm în fiecare zi o persoană pentru care să ne rugăm și pentru care să oferim renunțările. Și dacă se poate să ne întâlnim cu persoana respectivă sau să-i dăm un telefon în loc să-i scriem doar un simplu mesaj. Pe urmă mai sunt și plimbările intenționate în care ieșim la plimbare cu soțul, cu copiii sau cu un prieten în loc să, nu știu, să-i scriu ceva pe WhatsApp și atât. O altă provocare, suntem chemate miercurea și vinerea să nu folosim machiaj, pentru că atunci când am renunțat la rețelele de socializare, atunci cumva am putea să mergem pe cumpărături. Sunt interzise și cumpărăturile neesențiale. Foarte multe puncte din astea de efort și de asceză și chiar e greu. E un parcurs greu, adică 90 de zile povesteam cu cineva, zicea, prima dată când mi-a zis cineva de Magnify și am văzut ce se cere, am zis noi, pentru mine lucrul ăsta. Și pe urmă zicea că după ce a discernut și s-a gândit, măi,
totuși, cred că aș putea să încerc sau am nevoie. Am încercat și nu i-a părut rău. Legat de diferența cumva cu Exodus, aici nu neapărat în programul Magnify se propune să ai un grup sau o ancoră. Că mi-am povestit mult cu Mircea atunci la Exodus despre ancoră și fraternitate. Asta era pentru ei foarte important și li se propunea în program și era un punct. Aici, la Magnify, nu ți se propune să ai o ancoră sau un grup. Dar noi, din cauza că eram deja în cadrul unui grup și ne-am strâns câteva persoane, hai să facem împreună, însă hai să alegem și niște ancore, nu? Și, practic, am împrumutat asta din Exodus, nici măcar nu era, dar a fost așa de frumos, așa de îmbogățitor să mergi, de fapt, pe parcursul ăsta de 90 de zile împreună cu cineva. Ziceți și voi cum a fost pentru voi cu ancora și grupul. Ah, și pentru mine cred că a fost frișca de pe tort. Lucru care te motivează cel mai tare și îți dă adrenalina și tot energia asta necesară de a merge mai departe. Cred că dacă mă uit acum în spate la persoanele cu care am fost ancoră și în primul parcurs și în al doilea, am ajuns așa la un nivel de profunzime mult mai adânc. Nu știu, se creează așa o legătură în momentul în care avem aceeași direcție, trecem prin aceleași provocări și cumva vezi că nu ești singur și cineva e lângă tine ca să te întrebe și să te încurajeze când ți-e greu. Pentru mine ancora au fost așa de, nici nu știu dacă, cred că ar trebui să-i spun trambulină la prima mea ancora, pentru că după ce am intrat în atâtea alte programe datorită ei, a doua oară, atunci cumva am simțit că ne susțineam reciproc, dar prima dată am avut parte de o trambulină. Ce frumos, și după aia să avem și noi ocazia să fim pentru alții la fel. Da, ziceam că să spunem fiecare ce însemna Magnify pentru noi, înainte să trecem prin toate ascezele și să zicem, mi-ar plăcea foarte mult să ziceți și voi cum le-ați trăit. Ca și Magnify, eu am mai spus asta într-un loc, pentru mine e ca și experiență care mi-amintește de pelerinaj. Când eram mai tânără sau când eram în liceu sau facultate, mai mergeam în câte un pelerinaj, ori la Medjugorje, ori la Teze, ori mergeam la Siget și era un parcurs, adică la început era foarte multă rugăciune și ori pe autocar, ori pe drum, prea multe rugăciune și așa, parcă simțeai că e prea mult. Și după aia, pe parcurs ce înaintai în pelerinaj, descoperiai că începi să fii mai vesel, începi să fii mai bun cu ceilalți, începi să simți că ai, nu știu, mai multă iubire și mai multă disponibilitate și mă întorceam de acolo atâta de bucuroasă și așa încărcată și pentru mine era un eveniment mare și după ce m-am căsătorit și am avut copii, mi se părea așa că aveam gândul ăsta, trebuie să mai merg într-un pelerinaj, că ceva parcă aș vrea să clădesc relația cu Dumnezeu, aș vrea să cresc un pic. Evident că era imposibil sau foarte greu și când am făcut prima Magnify, mi-am dat seama că pot să am aceeași experiență spirituală super intensă și cam aceleași roade de care ziceam acasă, fără nici măcar să părăsesc, să ies pe ușa casei și să fiu cu copii în preajmă și să am parte cu materialele pe care mai de mult le vedeam așa o dată pe an într-un pelerinaj. Asta a fost pentru mine. Pentru mine, de fiecare dată când am făcut parcursul, cumva am simțit că trec la un alt nivel. Nu știu, așa, cumva alte porți se deschid și alte oportunități și cred că cumva mi s-au deschis mie ochii să văd darurile pe care Dumnezeu oricum mi le dădea, dar cumva eu aveam ochii închiși și nu le puteam vedea. Și cred că cel mai mult pentru mine a însemnat apropierea în relație cu Cristi și cumva sudarea relației, pentru că el fiind deja în parcurs, mergeam fiecare zi la liturghie dimineața, eu nu neapărat mergeam în fiecare zi, mai mergeam așa din când în când, dar nu așa cu o constanță din asta riguroasă. Faptul că m-am angajat și eu în program, cumva ne-a dat un ritm și mergeam dimineața în cipariu la liturghie, pe drum ziceam rugăciunea Magnificat, făceam la întoarcere rozarul. Deci cumva simțeam așa că la ora 8 dimineața cumva am pus pietrele mari ale zilei și mă simțeam așa foarte întărită. Mi-a dat o disciplină. În tinerețe făceam parte dintr-un grup de tineri care aveam așa cumva provocarea în fiecare zi să mergem la liturghie și foarte mult după ce m-am căsătorit m-am alimentat din liturghiile respective sau din creștere dobândită acolo. Programul chiar mi-a dat aripi. Adică, cumva am crescut și în credință și ceea ce m-a surprins pe mine că am crescut și în știință. Pentru că la începutul programului, chiar când l-am făcut prima dată,
cumva i-am spus fiicei mele, uite, noi nu ne prea descurcăm, am avea nevoie cineva să ne traducă programul. Cartea era numai în engleză și am introdus-o și pe Irina, pe fiica mea de 17 ani acum, atunci 16, și pentru că ea, multe agenții de modeling o căutau și era hotărâtă să meargă pe modeling, ok, te duci, dar vreau cumva să vadă o altă perspectivă a lumii, adică să meargă cu un alt suflet acolo, chiar dacă ar fi să meargă. Până la urmă au renunțat. Ceea ce mi-a adus mie, în plus, cum am zis, în știință, am ajuns, pentru mine foarte mare lucru, cumva erau traduceri, în fiecare zi traducerea începe cu un pasaj din catehism sau din Biblie sau din amândouă și eram obligată cumva să le caut în catehismul din limba română și în Biblie. Acum, dacă mi se deschide Biblia la întâmplare și vreau să caut un anumit pasaj, știu dacă trebuie să mă duc în față sau în spate. Adică mi se pare, wow, chiar, nu știu, dețin cheia succesului, știu unde să mă duc în Biblie. Ce-am mai descoperit e catehismul Bisericii Catolice. Acolo găsești cumva răspunsul la toate problemele care apar în viața omului. Mi s-a părut fantastic. Aici ar fi de precizat și că la primul Magnify traducea meditațiile și tu le puneai pe grup și aveam și în limba română, pentru că noi majoritatea citeam în engleză, dar ne ajutea să avem în limba română. Și a doua oară tu ai fost cea care ai tradus încă o dată. Dacă se impunea o traducere, trebuia să ai cunoștințe, și să ai cunoștințe mai aprofundate de teologice și acum chiar e necesar o revizuire și urmează, sperăm ca cartea să fie chiar tipărită și atunci se poate beneficia de ea cât mai multă lume. Da, le ascultam pe Dr. Eduard Sri, nu știu dacă îl cunoașteți, are tot așa un podcast cu All Things Catholic și spunea că noi vrem să ne întâlnim pe Dumnezeu și mergem la adorație și mergem la liturghie și sigur că ne întâlnim acolo pe Dumnezeu, dar dacă noi vrem să trăim o viață cu adevărat plină și creștină, ar trebui să ne întâlnim în toate lucrurile pe care le facem noi într-o zi, în toate lucrurile mici și să fim deschiși, să-L găsim în fiecare lucru din viața noastră și mi se pare că în momentul în care reduci zgomotul social media, nu mai mănânci cu video în față sau alte lucruri, sigur că ți se deschide puțin o altă perspectivă și asta ajută mult și ar ajuta, cred că, pe oricine. Da, foarte mult cumva te structurează ca și deprinderi, că 90 de zile repetând aceleași practici, cumva ți se restructurează creierul, efectiv. Odată ce ai făcut Magnify, nu mai poți fi omul de dinainte, deci cumva te schimbă pentru totdeauna. No, eu și acum, dacă intru într-un magazin, automat mi se aprinde beculețul, oare chiar am nevoie de chestia asta? Nu mai pot să cumva să revii la vechile obiceiuri așa, sau rămâi cu anumite deformări, ca să zic așa, de exemplu ca să oferi ziua pentru cineva sau să zici rozarul, deși poate că sunt unele persoane pentru care rozarul e ceva, o deprindere pe care deja au, dar pentru mine nu a fost și acum, oricând pun capul pe pernă, mă gândesc, oare am zis rozarul astăzi? Cumva rămâi cu niște transformări efectiv în creier, cumva și nu mai poți fi omul de dinainte. Pe mine m-a surprins foarte mult că programul, de fapt, e despre lepădarea de sine și umplerea de Dumnezeu și de Hristos, dar și asta m-a surprins foarte tare că pe mine m-a făcut mai puternică. Adică eu am acum mai mare încredere în mine. Ce așa cumva, bine, asta e și paradoxul creștinismului în esență, dar în continuare mă surprinde că tu poți să te lapezi de tine și să devii mai puternic. Mergi în deșert și descoperi viața. Exact. Hai să trecem atunci, dacă ați început, să trecem prin fiecare punct și să vă uitim așa cum l-ați trăit voi. Hai că începem atunci cu pietrele mari, cum ai zis tu, Ana, cu rugăciunea din program. Deci e propusă rugăciunea zilnică, minim 30 de minute și e propusă meditația zilei din carte, Magnificat, litania umilinței, alternată cu litania încrederii și rozariul. Ce vi s-a părut cel mai greu? Pare așa foarte ciudat. Mie cel mai greu mi s-a părut litania încrederii. Adică litania umilinței, ok, cred că, nu știu dacă
neapărat obișnuit, dar cumva înțelegi de ce ai fi umil. Dar la litania încrederii, adică eu să am încredere totală, adică eu să las controlul, țin minte de fiecare dată când mă rugam litania încrederii, ziceam, da, în primul rând aș vrea să am harul ăsta, dar cumva ceream harul litaniei încrederii. Spre deosebire de la ora mie, litania umilinței mi s-a părut cumva așa distrugătoare, dar în același timp ziditoare. Cumva distruge ceea ce nu trebuie să fie și clădește ceea ce ar trebui să fie. Mi-amintesc că pe măsură ce o citeam mă gândeam, oare chiar vreau ce... Dacă Dumnezeu chiar îmi dă chestia asta, chiar o să fiu bucuroasă. Și chiar zilele trecute am pus înregistrarea cu litania umilinței a unei mămici de pe grup și o ascultam și băiețelul meu de 9 ani mă întreabă, dar cum poate cineva să ceară așa ceva? Oare, dar tu chiar îți dorești asta ce scrie acum, ce zice acolo? Și m-am gândit, da, așa e, la prima vedere pare o nebunie, dar cumva înțelepciunea lui Dumnezeu e dincolo de felul în care noi percepem lucrurile de multe ori. Și mi se pare că de fapt ce ai zis tu, adică am avut cam aceeași experiență, când am citit-o am zis că este contra umane. Hai să dăm un exemplu. De dorința de a fi ascultată, eliberează-mă, Doamne. De dorința de a fi apreciată, eliberează-mă, Doamne. Lucru care, stai un pic, păi eu asta, pentru asta lucrez ca să fiu apreciată la locul de muncă, ca să fiu ascultată, ca să fiu ascultată de copiii mei. Deci sunt foarte multe lucruri care ni le dorim și ne umilim să trebuie să cerem ca să ne elibereze Dumnezeu de lucrurile astea care noi am învățat că sunt bune. Și cred că, de fapt, da, sunt bune în anumite circunstanțe unele, dar în momentul în care te rogi, poate ai avut aceeași experiență, îți arată Dumnezeu o situație în care poate că ar trebui să nu vrei să fii apreciat, să fii eliberat de lucrul ăsta și să poți să mergi mai departe. Asta da. Am trăit eu, că de fapt, da, în anumite lucruri, sigur, e uman și e firesc, dar cumva merge la finețe deja. Da, adică să nu fii apreciat cu orice preț. Da. Pun o foto pe social media și dacă nu a reacționat toată lumea, atunci nu mai pun nimic. Da, eu să fiu nefericită. Sau, da. Eu mi-amintesc chiar o situație foarte concretă când eram chiar la început de primul Magnify și o persoană foarte apropiată cumva din viața mea m-a tratat într-un fel în care eu m-am simțit foarte umilită și efectiv îmi veneau în minte pasaje din rugăciune. Când stăteam eu cu mine și analizam ce s-a întâmplat de fapt, efectiv auzeam pe fundal replicile astea și foarte mult m-a ajutat să mă recalibrez și să zic, ok, Doamne, cu Tine pot să îndur toată suferința și toată umilința și tot ce văd eu că nu-i folositor, Tu o să transformi. Și foarte tare m-a ajutat să am fundalul ăsta de litania umilinței. Așa am pățit și eu cu, este un pasaj cu care până atunci nici nu l-am înțeles, am mers pe lângă el, zice, Doamne, ajută-mă să fiu sfânt atât cât Tu voiești, deci nici măcar să fii sfânt să nu-și dorești, în litania umilinței. Și ok, citeam asta și la un moment dat trebuia să mergem la o reculegere și fix atunci Marc se răcise și nu, se mai arăta posibilitatea că noi să ajungem la reculegere și atât de mult mi-am dorit, era un eveniment care l-am așteptat foarte mult și îmi venea după aia pasajul ăsta în minte, Doamne, mă ajută-mă să-mi doresc să fiu sfântă atât cât voiești. Dacă aș fi prea sfântă să mă duc la reculegerea asta, atunci mai bine să fii voia ta. Deci așa m-a ajutat să accept. Sigur că poate părea sau să sune ciudat, dar sunt niște exemple în care Dumnezeu, de fapt, îi permitem să ne dea o altă perspectivă asupra evenimentelor. Mie mi s-a părut greu, trebuie să recunosc și rozariul zilnic, deci și acum în afara Magnify-ului nu prea reușesc, dar în Magnify inspirată și de grup nu mă culcam fără să știu că am zis toate decadele, dar și meditația zilei poate ar fi de menționat aici de ce e ziditoare, ce găsim în ea. Faptul că în fiecare săptămână avem câte o temă, asta mi se pare foarte fain. Fiecare săptămână are câte o virtute pe care noi trebuie să o dezvoltăm și o sfântă la care trebuie să medităm. Mie asta, sincer, mi-a plăcut foarte mult cu tema săptămânii și de fiecare dată parcă îmi dădea un elan nou și când credeai că ești pe o parte, parcă ai ajuns, după aia venea, nu știu, tărnicia, de exemplu. Ok! Da, e foarte interesant că, de exemplu, zelul apostolic vine după rugăciune, după docilitate vine hărnicia, adică o dezvolți pe una și după aceea apare cealaltă.
nimic nu e întâmplător, chiar se pricepe doamna, cum o cheamă, cea care a scris cartea. Kathleen Brown. Are mult har. Aș mai adăuga despre autoare că ea a scris cartea asta într-o retragere, într-o reculegere și ea a fost ajutată ca să scrie această carte de episcopul locului. E foarte, foarte bine pusă în Biserica Catolică, nu e așa o carte care a scris-o cineva la întâmplare. Ok, deci avem rugăciunea, sacramentele. Acum avem ca și sacramente în program spovada lunară, liturghie zilnică sau cât mai frecventă în timpul săptămânii și adorație săptămânală. Nu aș putea să spun că eu înainte de Magnify 90 mă spovedeam lunar. Mă spovedeam lunar plus minus. Nici nu știam ce tot să spun în fiecare lună. Și acum, după al doilea, și acum, cumva la sfârșitul celui de-a doua tură de program, mi-am dat seama că eu am despus chiar dintr-o anumită săptămână. Și chiar glumeam acasă, programul ăsta trebuia să mă facă mai sfântă, nu mai păcătoasă. Dar, de fapt, cumva ești mai atent la ce faci și îți dai seama că greșești mai mult. Pe mine foarte tare m-a uimit așa efectul adorației. Nu știu, așa am căpătat un dor de a sta cu Iisus și parcă așa tânjesc, e o sete în sufletul meu. Până când am intrat în Magnify, da, mai mergeam din când în când la adorație și no, mi se părea că e frumos, că te liniștește, că te pune în conexiune cu Dumnezeu, dar n-am simțit așa foamea asta așa după Iisus și de a sta cu El și de a primi ce vrea El să-mi dea. Și mi se pare așa că e o chestie cu care am rămas. Ce frumos! Mie mi se pare aici singura parte pentru care poți să-ți găsești așa cumva scuze să nu ieși din casă. Și la mine a fost destul de greu și cu liturghia. Am zis, hai că îmi propun, starea mea o permite să mă duc de două ori pe săptămână. Asta era deja un efort destul de mare, să fac de două ori pe săptămână. Și de multe ori cumva încercam și să găsesc o scuză. Păi n-am putut că... Și când stăteam să mă gândesc mai exact, de fapt... Dacă săptămâna viitoare îmi puneam în plan și organizam orarul familiei, ajungeam. Deci, cumva, aici ne arată și câte multe scuze ne găsim să facem un lucru, chiar dacă nu neapărat îl simțim. Și asta a fost și cu adorația. Ok, nu poți ajunge la adorație când se ține, dar cumva mai puteam reuși în fața Sfântului Sacrament să stau în liniște. Mi-am dat seama cât de mult am de lucrat și ca și organizare, ca să ajung. Poate că ar fi rău să spunem pentru ascultători că, de fapt, adorația ne pune în fața Sfântului Sacrament, unde chiar e Iisus, trupul și sângele lui acolo. Este un sfânt, Carlo Acutis, un tânăr informatician, care a creat un site în care au adunat toate miracolele legate de Euharistia. Da, Sfântul Zilelor noastre, așa e, un sfânt care s-a jucat jocuri video. Multă vreme. Ce tare, da. Eu recent am auzit de el, cred că anul trecut am auzit prima dată de el, dar recent a și fost beatificat, nu? Da. Ok. Mâncare, fără alcool, dulciuri, gustele între mese, vineri fără carne și două mese mici și nu ne cântărim. Asta pentru mine cred că a fost în topul greutăților, mai ales partea cu dulciurile. Cu alcoolul nu aveam probleme, dar cu dulciurile, în special cu ciocolata, deci în primul Magnify simțeam că mă desfințează efectiv chestia asta și având obișnuința ca după fiecare masă să iau o bucățică de ciocolată, deci numai ciocolată vedeam în fața ochilor. Ce mi s-a părut interesant e că la al doilea Magnify partea cu gustările între mese sau așa și chiar și partea cu dulciurile deja a devenit mult mai ușoară și nu mai fost așa o chestie. Adică mi-amintesc că de fiecare dată mă plângeam ancorei mele că mi-e atât de greu că nu mai pot și deja la al doilea Magnify cumva, da, lucrurile erau foarte la locul lor și nu mai simțeam neapărat tendința asta așa ucigătoare de a mânca dulce. Duminica se face o derogare de la una dintre asceze și evident că eu asta o alegeam. Da, pentru mine mâncarea a fost piatra care era zdrăstor de carul de multe ori. Acum deja sunt la al treilea Magnify și am găsit o sfântă care se chiar ocupă de persoanele obeze și am zis că da, dacă mă ajută în lăcomia mea și o cheamă Margareta Cortona și atunci, deja de când am început programul, am început și novena, până acum azi pe poziție, deci chiar își face treaba și îi mulțumesc. Dar și legat de vin, de exemplu, obișnuiam uneori să bem un par de vin seara, dar nu am crezut că chiar așa
nevoie am, încât m-am și gândit la un moment dat, vai, ce-aș bea un pahar de vin încât la Paști, am luat cana și prima dată am băut vinul și după aceea pe Paști. Și că mă regăsesc în asta cu alcoolul, că mă gândeam în momentul în care le-am tăiat pe toate, nu știu, erau zile mai grele în care toate poftele veneau. Aș bea un pahar de vin, aș mânca ciocolată, aș lua o gustare rățeală când nu era masă și îmi spunea, wow, înainte nici măcar nu știam că am poftele astea. Și da, e o renunțare și în momentul în care te gândești că renunți pentru cineva, asta ți m-a ajutat, că poate că o să se întrebe cineva ce faci dacă mănânci sau ce se întâmplă dacă ai mâncat sau n-ai respectat. Bă, nu se întâmplă nimic. Mâine ai de la capăt cu dorința de a face bine. Da, exact. Fiecare zi de la capăt. Ce vreau să zic, că de multe ori și asta zicea o persoană din program, că mai ușor era să închidă frigiderul când se gândea la cineva pentru care se ruga în ziua respectivă și care poate suferea și avea nevoie de rugăciune și se gândea că și la o rugăciune că închid frigiderul, nu, las pe mai târziu sau renunț. Și asta, într-adevăr, face mult mai ușoară. Și faptul că suntem împreună, zicea cineva acum, rece m-a întrebat, tu cum ai reușit să ții vinerile, că nu poți să mănânc două mese mici? Și am zis, nu prea mișa nici mie asta întotdeauna, dar ce m-a ajutat foarte, foarte mult a fost că ancora era foarte obișnuită cu postul și îmi zicea că ea mânca odată seara varză, o mâncare de varză, deci foarte ușor. Și gândeam, wow, dacă ea poate să facă lucrul ăsta, înseamnă că și eu pot. Și vă data viitoare era mai întărită, păi sigur că dacă Diana până la ora asta n-a mâncat, hai că pot și eu. Și foarte mult ajuta numai gândul ăsta, că mai e cineva care suferă. Mie mi se pare așa că de multe ori încercăm să umplem cumva golul ăsta din sufletul nostru cu dulce, cu alcool, cu un film, cu ceva, social media. Cumva în momentul în care suntem noi și ceva ne doare, că lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit, cumva încercăm să umplem golul ăsta. Ori noi avem un gol în sufletul nostru de forma lui Dumnezeu și cumva orice încercăm să punem acolo în locul lui, nu se potrivește și până la urmă îți dai seama că în loc să apelezi la ciocolată, la un film, la orice, să uiți cumva durerea, să nu mai simți așa că te doare tare, pe moment trece, dar pe urmă iarăși revine. Ori în momentul în care golul ăsta e umplut cu Dumnezeu, atunci îi într-adevăr umplut și se potrivește perfect și cumva adică ne focusează așa să ne ducem la Dumnezeu, că El e Cel care are grijă de toate nevoile noastre. Pentru mine, în trecut, cum ar fi sunat, se viață plină cu Dumnezeu, știi? Că te gândești, băi, stai, că mai am și alte lucruri de făcut, dar tocmai, de fapt, toate lucrurile pe care le avem de făcut împreună cu Dumnezeu, cumva, parcă alt elan avem. Țin minte și cu podcast-ul, cât de mult timp mi-a deschis faptul că nu mai făceam anumite lucruri și puteam să fac niște proiecte care mie mi-a dus o valoare sau altora și ai timp să dauci pentru altceva care poate contează cu adevărat sau contribuie pentru tine și pentru ceilalți și nu pur și simplu ne umplem golul emoțional care îl avem și oricum îl ai, știi? Oricum îl ai și când nu mănânci ciocolată, dar cumva încerci să suferi pentru ceva și pentru un scop. La partea de social media și media, deci fără TV, fără filme și videouri, excepție doar cele pentru formare, doar muzică și podcast care mă înalță și fără social media, excepție pentru job, formare și misiune. Nu am avut neapărat o problemă cu rețelele de socializare, dar am avut o mare problemă cu jocurile de relaxare. Eu mult timp, dacă aici nu scria, nici nu m-am gândit că e o problemă până am ascultat podcastul tău de la Exodus 90 și zic, ok, atunci am tăiat-o, dar nu, poate chiar nu de tot, dar am încercat să renunț la ele. Și pentru mine cu televizor, neavând televizor acasă, nu prea e o tentație pentru mine. Însă partea cu Facebook-ul, țin minte că la început de Magnify mi-am dezinstalat efectiv de pe telefon toate rețelele și mă simțeam așa cumva ruptă de realitate și că oare ce se mai întâmplă în grupul X, ce mai fac cei din grupul Y și... Țin minte că de câteva ori am intrat că nu mai puteam și mi-am dat seama că odată ce am intrat, pe urmă zic, no, intru așa un minut, două și bineînțeles că s-a făcut mai mult, deci cumva e o capcană. Sau de multe ori mi s-a întâmplat să intru pentru o chestie țintită, să caut o anumită informație și după aceea, peste câteva minute, să mă trezesc că, dau scroll și...
stai un pic că eu nu fac chestia asta, ies de aici și da, îți trebuie voință. Să zic despre social media și eu că și eu la primul Magnify am fost foarte disciplinată cu social media, tot așa n-aveam Facebook pe telefon, am și anunțat prietenii că nu o să fiu pe Facebook și doar intram, postam câte un episod și ieșam. După aia de la al doilea îi ziceam lui Ana că nu vreau să intru în Magnify înainte să se înceapă, că nu vreau să renunț la social media. Era o perioadă în care vreau să fiu mai deschisă, mi se părea că e important și pentru podcast, așa simțeam să împărtășesc mai mult din ce fac și viața mea și am zis ok, nu, asta era singurul lucru și așa mult m-a ajutat discuția care am avut-o noi, Ana, și mi-a pus așa în perspectivă, de fapt, care ar fi motivul să intru, dar revenind de la social media, pentru că e ok pentru job și formare și misiune, în al doilea Magnify mi-am făcut niște reguli. Ok, intru și pentru o oră, doar postez și dacă e nevoie să comentez undeva, deci fără scroll și pe ceas. Foarte mult m-a ajutat să-mi dau seama după aia dacă scrollul se prelungea sau dacă nu eram cumva în orarul respectiv și tot timpul mă aducea înapoi. Deci așa a funcționat foarte bine să fiu conștientă de timpul pe care îl petrec acolo. Și legat de Fără TV, noi mai de mult seara după ce puneam pe copii la somn, ne uitam la câte un serial, la câte un film și asta a fost foarte greu pentru noi să nu mai avem serialul ăsta. Era simplu că atunci Marcel de pasie trecută făcea și el Exodus și atunci cumva suferiam împreună și nu era unul care să-l tenteze pe celălalt. Totuși mi s-a deschis foarte mult timp la dispoziție în care am început să citesc sau am început să editez câte un podcast sau să mă gândesc la alte lucruri și mi-a zis, wow, cât de mult timp am. Și mă întreabă lumea, păi de cum de reușești să faci asta? Și mă gândesc, ha, ce noroc totuși și cu Magnify că am avut așeza asta de a renunța și am timp să fac multe lucruri care mi le-am dorit întotdeauna să le fac, cum ar fi citit sau să scriu sau să fac altele și acum s-am găsit timp pentru ele. Vreau să zicem de muzică. Mi se pare că e o parte importantă din Magnify faptul că ni se propune câte o melodie câteodată, la câte o meditație. Da, și asta o puneam pe grup și în parcurs se propune din când în când, nu chiar în fiecare zi, dar din când în când se propune o melodie pe care să o ascultăm și foarte mult ne ajută să aprofundăm mesajul, practic, din ziua. Adică ea bune că face ce se potrivește. Sigur, sunt niște melodii, unele mai rap, mai nu știu cum, așa mai pop, foarte, foarte faine. Oricum, am descoperit câte una care merge pe repeat și cumva îți dai seama, ce faină muzică creștină poți să găsești sau căuta playlist-uri și melodii de mai demult și aveam pe grup persoane care puneau melodii și descopeream, uite ce frumoase și înălțătoare melodii putem să ascultăm și o bună pauză de la radio, zgomot sau alte lucruri care noi le făceam înainte. Sigur, nu neapărat că altă muzică era, dar e o pauză chiar faină. Conectarea cu ceilalți. Da, la conectarea cu ceilalți am avut așa o experiență în care stăteam la un rând, nu mergeau sistemul, eram mulți acolo și dintre care era un domn foarte agitat. Dar așa a agitat că ne-a agitat și pe noi și zic că asta e că sunt Magnify. Și am început să mă rog pentru el și așa am fost foarte surprinsă că cumva sub ochii mei s-a transformat. La sfârșit mi-a și spus ce probleme are și ne-am despărțit prieteni. Adică nu am putut să nu fiu așa foarte surprinsă și să-mi scot mâna din buzunar, să mă uit la rozar și să-mi dau seama că chiar avem arme. Da, mi se pare foarte frumoasă asceza asta de a cumva îți dă un sens. Să citesc înainte, zici, la conectare cu ceilalți trebuie să identificăm zilnic o persoană pentru care să ne rugăm și să oferim renunțările, contactează-o dacă se poate și plimbări intenționate cu soțul sau cu un prieten. Da, țin minte că în primul Magnify mi era foarte greu, adică la întâlnirile de grup, una dintre mămici povestea cum în fiecare zi de ca ziua și atunci mi-am dat seama, stai că eu de fapt de așeza s-am și uitat, deci erau atât de multe și cumva un program atât de stufos încât m-am trezit așa că de chestia s-am și uitat. Și în al doilea Magnify am zis gata, îmi fac un tabel cu luna și îmi scriu la fiecare zi pentru cine m-am rugat, pentru că altfel
uit și nu, dar în momentul în care ai scris, asta rămâne. Și foarte mult m-a ajutat să, cumva m-a provocat și să caut alți oameni pentru care să mă rog. Și cred că Dumnezeu îți trimite așa inspirație. Cine are nevoie de rugăciunile tale, cumva îl simți așa, nu știu, se creează un simț așa mai aparte. Da, ce faină chestia asta cu tabelul, foarte mult m-a inspirat. Și mi s-a părut mie câteodată, dacă mi-apărea o persoană în timpul rugăciunii, mai ales dacă era dimineața, ziceam, ok, ofer ziua pentru ea și dacă o sunam sau se întâmplă chiar să mă sune fără să o sun eu, foarte interesant, și dacă o sunam aflam că se confruntă cu ceva sau nu știu, așa faină e chestia asta de conectare cu ceilalți. Și mi-a plăcut foarte mult și partea cu plimbările, deci chiar mi-am dat seama care era rolul, de ce Iisus se plimba și vorbea cu unii cu alții, pentru că altfel procesăm informațiile în momentul în care suntem în mișcare și discutăm și cumva se și deschide sufletul când, într-un alt fel decât când stai jos într-o încăpere sau... Deci cumva alte perspective vezi și întreaga relație cumva trece la un alt nivel de profunzime. Cred că e ora 8 fix și se aud clopotele. Apropo, suntem de emoțiilor la Episcopia Greco-Catolică, de aici înregistrăm astăzi episodul și de astea se mai aud ambulanțe, se mai aud clopote, dar ne bucurăm oricum că avem unde să înregistrăm. Așteptăm să treacă clopotele un pic. Și ultima parte propusă e îngrijirea corpului fără machiaj, miercurea și vinerea, iar în rest minimul necesar și fără cumpărături neesențiale. Eu nu sunt o persoană care mă machiez, dar în cele mai multe miercuri și vineri din timpul programului vreau să mă machiez. Știi că la podcast trebuia să-mi pun înregistrări și nu odată, că nu prea ies din casă decât cu pandemia, mai mult la înregistrări sau la tot felul de întâlniri cu grupul de mame sau la biserică. De fiecare dată era miercurea sau vinerea o înregistrare și mă gândeam, vai, era ziua în care vreau să mă simt mai încrezătoare și să mă machiez. La mine a fost foarte greu asta cu machiajul, v-am și trimis la prima tură, cred că era prima miercuri. Eu și acasă, ca să mă simt bine, mă mai dau un pic cu fond de ten sau așa foarte puțin cu rimel. Și știu că mi-a făcut o poză pe care am pus-o pe grup, eram așa cu părul peste față și am zis, asta e ziua fără machiaj. Îmi amintesc. Da, și deja n-a trezit de cumpărăturile. Da, deci nici pentru mine partea cu machiajul nu neapărat reprezentat, dar m-am trezit în câteva vineri că iau machiajele fetelor mele și mă machiez. M-am șocat, efectiv, adică nu mă așteptam, m-am surprins pe mine însă. Dar partea cu cumpărăturile, într-adevăr, pentru mine a rămas și acum chestia asta că oricând intru într-un magazin mă gândesc, oare chiar avem nevoie? Și după ce am ajuns cu coșul la casa de marcat mă gândesc, ok, oare ce pot să scot? Ce chiar vreau să rămână? Acum, mai pe final, că am terminat, aș vrea să zice și pe scurt, dacă o femeie care ascultă și-ar dori să înceapă Magnify 90, cu el ați recomandat și ce ar trebui să facă? Să-și dorească neapărat să crească spiritual. Chiar autoarea recomandă o discuție cu soțul și cu un preot îndrumător. Eu ce cred e că Dumnezeu de fapt îți vorbește în starea în care ești. Nu-i nimic general, nu se referă, de exemplu, la mame cu copii. Se referă la femei. Femeia și vocația femeii în general și meditație și cred că în orice stare te găsești să fie de ajutor. Deci tuturor femeilor care ne ascultă și ar trebui să-și cumpere cartea ca să aibă meditațiile și tot programul efectiv. Cartea se găsește și pe Amazon, se poate comanda și în variantă electronică, există și în format fizic, sperăm că în curând o să fie tradusă și în limba română și efectiv în carte ai descrierea programului, toate ascezele, pe urmă efectiv meditațiile zilnice. Noi acum am încercat așa să-l facem în grup, dar nu e neapărat o regulă. Deci poate orice o persoană care își cumpără carte și vrea să facă programul de una singură, poate să-l facă și e perfect și așa. Noi am văzut multă valoare în chestia asta să ai o ancoră, să poți să ai un partener care să te țină responsabil cumva. Pentru că altfel, dacă ești de unul singur, șansele mai mari sunt ca să aluneți, cum am zis, să uiți unele dintre asceze sau... Să te lași, pur și simplu, exact. La un moment dat, că e foarte pentru că mult, e greu, e mult și nu suntem obișnuiți să ne fie greu așa mult timp. Da, și cine începe să nu ia așa dintr-o dată, să se gândesc, a, și aia, și aia, și aia. Cumva să înceapă așa, astăzi fac, merge, mâine, nu se gândesc, a, 90 de zile, a, nu știu ce. Nu.
fiecare zi să o ia așa cum vine. Și da, cred că aș lansa chemarea pentru, mai ales pentru cele care nu se simt în stare și capabile, ca să cumva la sfârșitul programului, cred că cu toate, noi toate ne-am simțit mai puternice. Ce frumos! Și eu așa zic că dacă cineva nu se simte inspirat de oriunde ascultă podcast, pur și simplu să-și comande cartea și să cheme o prietenă să facă parcursul împreună cu ea sau două, trei și pur și simplu să înceapă. Își fac un grup de WhatsApp și cum am făcut noi. Există, bine, în America, cred că și în Olanda, există grupuri de susținere chiar și pe Facebook, Money for 90. Aha, oricum o să adaug în descrierea episodului link-ul către carte și poate și câteva grupuri de suport. Acum nu-i voie Facebook, dar în Magnify, dar până în Magnify, poate că lumea poate să găsească răspunsuri. Da, interesant că sunt grupuri de suport pe Facebook. Adică am prietene care anunțau, intru în Magnify, cine vrea să intre cu mine. Ce faină! Da. Am zis că pe final o să vă pun o întrebare fulger adaptată la fiecare, adaptată discuției noastre, în loc de o persoană inspirațională, o sfântă care v-a inspirat. Pe mine, din meditații, din parcurs, m-a inspirat Zelin Martin și soțul ei, pentru că putem fi sfinți și cei care avem o familie și mai mult Zelin, pentru că dacă iar trăim zilele noastre, ar fi ceea ce numim noi azi de trei o femeie. Ea avea o relație bună cu soțul, deci era cumva sentimental reușit în viață, avea o afacere de succes și mai mult avea toți copiii ei s-au călăgărit, mai mult unul chiar a devenit sfânt. Adică chiar e o persoană care a reușit în viață. Și cu care ne putem conecta câteodată, într-adevăr și eu simt că te poți conecta cu o persoană care, o femeie care a lucrat, ok, da, pentru că ai impresia, ok, ca să fii sfânt înseamnă că trebuie să te lași de tot, să te duci undeva într-o mănăstire și să te rogi toată ziua, dar de fapt... Da, ea era așa de bună în afacerea ei încât l-a convins pe soțul ei să renunțe la afacerea lui și să investească totul în afacere, adică și-a pus toate ouăle într-un coș, mi s-a părut, wow! Părinții cui crezi sunt Teresa? Teresa de Pruncul Iisus, da. Pentru mine, ca sfântă, aș alege pe Iosefina Margareta Bachita. Ea era o sfântă care a fost capturată și torturată și până la urmă ajunge să meargă în Italia, acolo întâlnește niște călugărițe și așa se convertește. Și ea zicea, dacă ar fi să întâlnesc pe cei care m-au răpit și m-au torturat, aș îngenunchea în fața lor și le-aș săruta mâinile. Pentru că dacă ei nu făceau asta, eu nu aș fi devenit creștină. Dumnezeu m-a iubit atât de mult, trebuie să iubesc pe toți. Cumva pentru mine ea e dovada clară că nu ceea ce ți se întâmplă are importanță maximă, ci cum reacționez eu la ce se întâmplă. Ce interpretare dau eu faptelor care s-au întâmplat în viața mea. Cum pot eu să răspund mai degrabă decât să reacționez la ce mi se întâmplă. Și în ea am văzut cumva exemplul ăsta clar că aleg să răspund într-un anumit fel. Aleg să iert pe cei care m-au torturat pentru că astfel, cumva, ăsta a fost instrumentul ca eu să devin creștin. Îmi scrie și în Roman, capitolul 8, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Deci, până la urmă, chiar și lucrurile care ni se par că n-ar trebui să se întâmple în viața noastră au un sens în planul ăsta al lui Dumnezeu. Acum și cu ședințele de coaching și tot ce am învățat acolo și cum încerc eu să aplic în viața mea, îmi dau seama că nu putem controla ce ni se întâmplă, dar putem alege ce răspuns să avem, care e reacția mea când lucrurile nu merg așa cum mi-aș dori. Întrebarea la una dintre meditații era, cum poți fi bucuros azi în ciuda cicatricilor pe care trecutul ți le-a făcut? Și mi-a plăcut foarte mult. Păi, ce frumos și ce mult ar mai fi de zis. E foarte frumos programul și sper să inspire și alte femei care, și fete și femei care ne ascultă să devină femei mai puternice în credință, să regăsească pe Dumnezeu și să construiască o relație acolo unde sunt, la școală, la serviciu, acasă, între copii, oriunde, în misiunea lor. Mulțumesc tare, tare mult pentru o prezență, a fost foarte drag și mulțumesc. Mulțumesc că ai ascultat! Dacă vrei să te implici în conținutul episoadelor viitoare și să adresezi întrebări, te aștept și pe grupul de Facebook Casă pe Piatră. Au confirmat niște invitați tare faini și o să urmeze episoade interesante, la care mi-ar plăcea foarte mult să participi și tu.
prin întrebări. Dacă vrei ca și alții să afle de Casă pe Piatră, nu uita să dai like și subscribe oriunde urmărești acest podcast. Și dacă vrei ca acest podcast să crească, poți considera să devii patron pe patreon.com/casă pe piatră. Sunt Teodora Ușan, ne auzim data viitoare!